Mai ce, să nu uite, ne? Ai dat, uh, ai dat rec, Bine. Bună seara, Teodora, și bine ai venit. Bine de-am găsit. Să știi că în seara asta o să încerc să vorbesc cu o voce mai jos. Măi, nu voce mai joasă, că o să mă sperii. Vocalul, vocalul, mai jos este periculos. Aparent blend, dar periculos. A -a. Place asta. da. Da, da. da. Uite că doamnele sunt în general păcălite de bărbații care vorbesc foarte încet și foarte sexy. Da. Pentru că ele zic, Doamne, l-am prins pe Dumnezeu de mână, uite ce băiat frumos mi-a trimis. Uh -huh. Și el în general este un băiat frumos. Da. Și el în general este un băiat blând până când sunt la 112 într-o zi. Pentru că atunci sparge pereți, sparge pahare, sparge de toate. Mm Oamenii cu vocile foarte încete, așa aparent blânde, au un management de furie foarte prost. Ah, ce interesant! Ce, da. ce interesant, am intrat direct în subiect. Cel mai puternic intro pe care l-am avut până acum. Vreau foarte scurt, așa să te prezint. Ce știu despre tine, știu așa că. Ok, spun numele întreg, Teodora uh -huh. Mețiu. Știu că ai vrut să fii gimnast și că ai ajuns să fii jurnalist ca să te răzbun pe tatăl tău. Exact. Dar nu <laughs> și nu ți ai ieșit că el a fost mândru de tine. Cel mai mândru tată din lume. <laughs> și este în continuare. Absolut. Mă bucur să aud asta. <laughs> da. <laughs> da, nu știu cum ai ajuns la public, public speaking, cum, a, cum, ai descoperit lucrul ăsta ca pasiune și ca lucru pe care ai să-l ofer. Dacă vrei să-mi zici scurt, te ascult cu drag cum ai ajuns în Păi, în, în televiziune, asta. în zona de da. televiziune, a fost ea vieții mele, cum am declarat de atât de multe ori. Iadu vieții mele din mai multe motive. Unu că blablabla mă încurcam în timp ce citeam nenorocitul ăla de prompter. Doi pentru că erau breaking news unde trebuia să știi și politica externă și politică internă și ce se întâmplă în incendii, că breaking news-urile da. erau în jurul a tot felul de, de evenimente. Și pentru că nu mă pricepeam de nicio culoare pe niciuna din zonele astea, m-am antrenat foarte mult eu cu mine acasă să fac față în iadul din televiziune. Stai, nu înțeleg. Deci, tu ți-ai antrenat vocea. Ah, public speaking, acela. Da, dar da. fără să mă gândesc că eu voi face un curs de public speaking cândva, A. eu m-am antrenat pe mine însămi ca să fac față în propriul job de la televiziune. Da. Am folosit toate oglinzile din casă, am folosit toate reportofoanele, că pe vremea aceea erau reportofoane. Da, da ce n-am folosit? Mă înregistram pe un video, îl setam să înregistreze aparițiile mele în jurnal și apoi mă uitam la ele să văd unde greșesc, unde inflexiunea vocii nu e corectă, de ce nu o fac corect. Hmm. Șase ani de, 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 de antrenament în sensul ăsta, în spatele camerelor din televiziune, m-au adus foarte aproape de niște conceptualizări. Adică am descoperit în joacă niște tehnici care pot funcționa în cazul oricui. Hmm. Și așa. Atractivitatea față de public speaking, pentru că am aplicat aceeași metodă pe care am aplicat-o pe mine, da. pe alți oameni, și am văzut că super funcționează. Adică, ei un om care astăzi nu comunică mai deloc, îl treci prin metoda Teodora Mețiu și comunică. Ceea ce e mare lucru, pentru că sunt foarte mulți oameni care își ratează viețile pentru că nu știu să-și comunice sentimentele, da. să eu, de exemplu. Da. Nu știu da. să spună un te iubesc. Da. Unii se. Rușinează să spună te iubesc. N-au da. voce pentru un te iubesc. Da. Uite, am pregătit prea mai târziu în list, Am 60 de întrebări pregătite. Nu o să avem timp să trecem prin o, toate, doar, dar nu. atât de mult uh, aș vrea să comunic cu tine, să uh, te aud vorbind astăzi. Dar una din întrebările pe care le-am mai încolo pregătite, dar o, o adresez acum pentru că ai pomenit, ar fi în relația de cuplu. Cam cât de des ar trebui să spunem te iubesc? Eu cred că n-ar trebui să lăsăm să treacă o zi fără să îi iubim pe ceilalți. Mm -hmm. Dar să le-o și spunem. Eu știu că mulți spun, domne, dar dacă încep să spui te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, își pierde valoarea. Pe bune? Nu își pierde valoarea. Cum ar putea iubirea da. vreodată să-și piardă valoarea câtă vreme e declarată zi de zi, reînnoită, revalidată, respusă? Da. Pentru că, acum, într-adevăr, probabil dacă rămânem la doar acel te iubesc, mm -hmm. dar are atât de multe variante. De la te mănânc, te ador, te ciugulesc, te așa tot te Frumoasa iubesc. Frumoasa mea. Da, sau tot te iubesc înseamnă, meu, da, da. Da, da. Acum, eu cu atât mai mult sunt de acord cu cât limbajul meu de iubire sunt cuvintele uh -huh. uh, și atunci e, e zona mea în care uh, îmi place să arăt și să primesc. Dar, uh, până la urmă, putem spune te iubesc și printr-un gest, nu? Și printr-o îmbrățișare și printr-o privire. Foarte bine spui. Cea mai frumoasă iubire este cea dincolo de cuvinte. Uh -huh. Eu cred că iubirea arătată este iubirea adevărată. Hmm. Sunt foarte mulți care, bărbați, de exemplu, care știu că păcălesc cu urechea femeii cu un te iubesc. Și atunci îl spun zi de zi: da. O lasă iubită în fiecare zi, din cuvânt. Dar femeia aceea poate fi păcălită o vreme, pentru că dacă e asta atentă și se uită la faptele, da. dincolo de te iubesc, o să vadă că aceste două cuvinte frumoase nu sunt împlinite în restul timpului. Deci, bine spui! Cel mai frumos te iubesc este cel în tăcere. Da. Exact. M-am oprit special pentru că... Să lasă tăcerea. Să lasă tăcerea. <laughs> pentru că ăla e momentul în care noi doi ne putem iubi cum? Da. Exact cum spui tu, privindu-ne și licărindu-ne ochii a iubire, zâmbind cu colțurile gurii trase, plină de iubire, împlinindu-ne unul pe celălalt prin gesturi. Mm -hmm. Uite, pentru mine, o mare dovadă de iubire este atunci când mă vezi că nu mai pot și simți momentul ăla și vii și îmi spui, du-te, odihnește-te, hmm. fac eu da. totul în locul tău. Mie mi se da. pare că aici pur și simplu te dai tu celuilalt. Da. Dar suntem puțini cei da. care ne dăm atât de ușor. Uh, da. E extraordinar ce spui și simt. Cum vine fluxul comunicării, așa, e atât de, de mult de spus, dar noi o să mai facem întrebări, să mai dăm fum, să punem timerul și toate astea. Lucru pe care am uitat să-l fac la întrebarea asta. O să trec acum la ceea ce aveam notat, a fi prima întrebare, și vreau să explic de ce pun întrebarea asta. Uh -huh. Acum câteva zile te-am abordat fără să ne cunoaștem, fără să știi cine sunt. Ți-am scris pe Instagram. Și am scris la mai multe lume pe care am invitat, fiecare răspunde în felul lui, dar trebuie să recunosc, răspunsul tău nu a fost doar un răspuns. Deși era doar în scris, ți-am simțit timbru vocii în cuvintele scrise, pentru că ai transmis atât de multă căldură și chiar mă gândeam, ai zis, da Silviu, vin cu mare, mare drag, acel ai dublat mare, da. mare drag, da. în contextul în care nu mă cunoșteai și... E atât de confortabil să refuzăm, să fim ocupați. Sub influența acestui răspuns al tău, te întreb: când să spunem da și când să spunem nu în viață? O, oh, și mi-ai pus și cronometru. Da. Să spunem da la tot ceea ce ne face bine. Păi de unde știm? Dar să spunem nu la tot ceea ce nu ne face bine. Eu spun da în general, pentru că iubesc oamenii la nebunie și le dau toate șansele din lume. Să se lase iubiți. Dar dacă oamenii nu știu să primească iubirea noastră, atunci, probabil că acolo e momentul să spun nu. Dar când afli? Asta e dacă... Sau încep cu da? Da. Ah, ok. Încep cu da. Eu mm -hmm. întotdeauna încep cu da. M-ai abordat să vin în podcast. A fost mm -hmm. da. Pentru că, repet, iubesc da. oamenii, iubesc dialogul, îmi place cuvântul. De deci ce aș spune vreodată nu? Ce Doamne, iartă-mă. Da. Și vin și văd care este experiența aici. Dacă experiența este bună pentru sufletul meu, da, va fi pe viață, Silviu. Mm -hmm. Dar dacă experiența nu va fi una bună pentru sufletul meu, probabil că va apărea și nouă. Dar nu ți-e să nu fii rănită? Nu. Păi asta ar însemna să-mi fie teamă să trăiesc. Da. Ar însemna să-i spun tot timpul, să-i dau un bloc vieții. Da. Dacă eu spun nu înainte să știu despre ce este vorba, e ca și când sunt propriul meu inamic care... Luptă împotriva plăcerilor pe care le poate întâlni în viață, surprizelor pe care le poate întâlni în viață, frumuseții fericirii. Nu. Cu deschidere. Viața trebuie primită cu deschidere. Da. Ok, și ce dacă ne rănește? Învățăm ceva. Dar asta nu înseamnă că data viitoare nu deschid brațele la fel. Hopa asta e că, uite, vorba lui Mark Twain, am răspuns pe lung pentru că nu m-am pregătit pe scurt. <laughs> <laughs> Asta citate din public speaking. Da, 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 am da. Să mai dau și eu unul. Um, nu mai știu cine îl zicea, dar zicea așa. Pentru un speech de 3 ore mă pot pregăti doar 3 minute, dar pentru un speech de 3 minute am nevoie să mă pregătesc 3 ore. Clar. <laughs> clar, clar, și asta este definiția perfectă a ideii da. că nu există improvizație, de fapt, în speech, da. există foarte multă pregătire. Da. întrebare sună așa. Și aici intru în sfera ta de expertiză. Este mai important timbrul vocii decât autenticitatea în exprimare? Păi eu nu cred că există autenticitate fără un timbru al vocii autentic. Adică eu nu cred că cele două pot fi separate. Vocea și sunetul vocii noastre poate fi autenticitate în sine. Tonul vocii, Silviu, este întregul mesaj, de fapt. Acesta este autenticitatea, pentru că eu pot să spun ție, uite așa, mă simt excelent aici. Sau pot să spun, mă simt excelent aici. Iacătă, cuvintele sau autenticitatea mea în cuvinte este bătută de vocea pe care o pun peste cuvinte. Ok, îmi recunosc că slăbiciunea în a face distinția între timbru și ton, Uh -huh. Și e posibil să le încurc, o să te rog pe tine să-mi explici care e diferența între cele două. Dar ce am vrut să întreb uh, acum a fost, în autenticitatea mea, am nevoie să ridic vocea la un moment dat, să țip, să strig, să, poate chiar să vorbesc cu râd și o să am și întrebări despre vorbitul urât. Dar. De ce ai avea nevoie de asta? Să țipi. Să dau afară ce e în mine. Ok. Sunt rănit, poate, sunt frustrat. Ar fi îndurerat. bine să o faci singur. Da. Ai nevoie de spectatori în timp ce tu trebuie să dai nu. afară un venin? Dar poate am nevoie să fiu auzit. Ok? Și cum ar fi să te faci auzit într-o voce mai profundă? Nu știu. Adică simți că durerea care ar fi înăuntru nu ar ieși la fel de bine mm -hmm. într-o voce profundă și ar ieși cu mult mai bine dacă îmi țip durerea? Pentru că mulți țipăm mm -hmm. că suntem neputincioși cu propriile noastre dureri. Nu țipăm pentru că am ceva cu tine, Silviu, ci pentru că am ceva cu mine, da. că nu mai îmi duc durerea și trebuie da. să o scot de acolo. Da, da. da. Uite, vreau să-ți dau un exemplu din viața mea personală legat de asta. Am fost și eu un surat la un moment dat în trecut, știu că și tu ai trecut printr-o căsnicie. dar a existat un episod între mine și fosta soție pe care, care se leagă de chestia asta. Uh, înainte să divorțăm, nu știam că urmează să facem asta, dar uh, a existat un moment în care atât de plin mă simțeam în sensul negativ al cuvântului, încât i-am zis te urăsc, te urăsc, te urăsc, te urăsc, te urăsc. A fost prima și singura dată în viața mea când am folosit cuvintele urăsc. Mai ales cu atâta pată și cu tonul da. indicat. Dar ce vreau să povestesc este că ea a avut la acel moment înțelepciunea să nu-mi asculte cuvintele, ci mesajul. Și mesajul era sufăr. Exact. Și de aceea nu m-a lovit înapoi, nu mi-a zis: da cine ești tu? N-a existat o ceartă la acel moment, tocmai pentru că cineva, dincolo de cuvinte și de ton, a înțeles mesajul. Și așa argumentez eu, poate uneori, nevoia de a ridica tonul. Că există un mesaj în acel țipă de durere. Absolut, absolut. Iar noi când ne certăm în cuplu, nu ar trebui, cum să spun, dacă nu știm să menegeriem uh -huh. țipătul ăsta, ar trebui să fim la fel de înțelepți ca fost ta, -ta soție. Uh -huh. Și să nu auzim cuvintele acolo și să nu o luăm personal, ci să înțelegem că avem în fața noastră omul pe care îl iubim, uh -huh. dar care suferă. Și omul ăsta în țipetele lui are nevoie de mângâiere. Cea mai bună mângâiere când unul din noi doi țipă este tăcerea mea. Și ascultarea mea, Silviu. Mm -hmm. Eu aici trebuie să ascult. Nu trebuie să ripostez. În momentul în care eu ripostez la țipetele tale, acela este momentul în care durerea ta se adâncește și mai exact. tare. Pentru că tu simți că eu, de fapt, da. nu admit că durerea ta da. este validă. Da. Și atunci eu trebuie doar să tac. Mm. Și să ascult cum țipi. Și să te lasă țipi dacă ai ajuns în, în, în forma aceea. Da. Și după ce nu mai ai ce să țipi. Atunci să zâmbesc și să spun: Sunt aici să discutăm. Ce frumos! Ce frumos! Um, tonul sau privirea? Aleg, aleg privirea. Da. Eu întotdeauna Chiar aleg și tu? privirea, da, da. Chiar și tu. Chiar și eu care iubesc vocea. Wow! Aleg privirea și spun: și de ce? Cel mai greu test pe care orice om trebuie să-l treacă față în față cu un alt om. Este testul ochiului. Hmm. Vocea poate păcăli. Cuvântul poate păcăli. Hmm. Dar ochiul nu poate fi păcălit de gesturile nonverbale. Foarte greu. Nu prea am întâlnit maestria ai controlului nonverbalului. Și atunci, testul ochiului este testul pe care îl dăm zi de zi, fie că ne dăm seama sau nu ne dăm seama. De multe ori avem replici de genul... Mă, tu te auzi cum? Tu vezi cum arăți în timp ce spui chestia asta? Sau, eu știu, eu nu te cred. Pe păi cum nu mă crezi că ți-am spus că te iubesc? Da, dar eu nu te cred. E ceva care mă face să nu te cred. Nu știm să ne explicăm de ce nu credem. Dar, da. de fapt, ochiul ne dă răspunsul da. de ce nu credem. Da. Pentru că ceea ce îmi spui tu mie nu se potrivește cu ceea ce ochiul meu vede. Și atunci nu cred. Uh -huh. uh, deviez un pic de la relații, că și rămân pe subiectul ăsta, dar mergem la public speaking, faci contact vizual cu publicul. Și nu știu cum ești tu, dar în, sunt anumiți oameni care te susțin din privire, Îi vezi în în 3000 de oameni și vezi, 1, 2, 3, 5 care sunt acolo pentru tine. Ți se întâmplă asta? Sau? Oh, dar nu există, nu există da. sală în care să nu se întâmple lucrul ăsta, însă, da. eu aș spune așa. Hai să nu ne uităm la ceea care ne susțin din priviri, hmm. pentru că ne putem păcăli. Da. Aceia care ne susțin din priviri, posibil să ne și aprobe din cap tot timpul. Știi cum erau cățelușii aia din Dacia care da. dădeau așa da. din cap? <laughs> și atunci privirea speaker se duce ca un magnet acolo, pentru că ce speaker nu vrea să fie validat, să zică, mamă ce tare sunt! Dar de obicei oamenii care se uită și ne susțin din, din dat din aprobări, din cap repetate, nu sunt atenți la spiciul nostru, Silviu. Aceștia vin și îți spun, practic, îți spun ochiului tău, place-mă, eu te plac pe tine, place-mă și tu pe mine. Sunt, și atunci? Sunt oameni care sunt singuri pe lumea asta și sunt înnebuniți să fie iubiți de alții. Și atunci de aia aprobă în continuu pe oricine ca să fie în atenția lor. Nu toți. Da? Încă o dată, vorbesc de o mișcare de cap continuă în care aprob da, da, da. continuu. Nu, aprobă o dată, apoi ascult, ah, okay. aprobă o dată. Da, da, da. Pe de altă parte, nu știu ce zice cronometrul ăsta al tău, dar dăm voie să spun ceva. Eu spun în sălile mele așa: promovați dictatura privirii, sună ca naibă. Adică, uitați-vă în continuu la cei care vă ascultă și uitați-vă cât se poate de echilibrat. Nu vă uitați mai mult la Silviu și mai puțin la Costel. Pentru că dacă vă uitați mai mult la Silviu, Costel o să înțeleagă că nu merită atenția voastră și o să-l pierdeți. Și o să se ducă în WhatsApp-ul lui și nu o să mai fie atent la voi. Hmm. Speakerul oferă iubire publicului lui doar prin privire. Nu are altă variantă. Hmm. Și atunci, pe cine privesc, pe acela iubesc. Și deci trebuie să iubesc cu echilibru, pentru că toți oamenii sunt acolo să mă asculte pe mine. N-a da. venit doar Silviu să mă asculte și Costel n-a venit să mă asculte. Că ei stau unul lângă celălalt. De ce să mă uit mai mult la tine? Hmm. Că mă apropi tu din cap și Costel nu? Hmm. Poate Costel, de exemplu, se manifestă mai puțin. Da. Și tu ești mai expresiv de felul tău. Poate el este introvert, tu ești extrovert. De ce să-l pun la zid și o să fiu atrasă de tine care ești extrovertul sălii? Nu-mi ratezi eu oare publica acolo? Știi? Da, ok. E o altă abordare. Da, este, este, da. da, da înțeleg da. foarte bine ce spui. Următoarea întrebare este întrebarea care îmi. Conturează orice scenariu pe care îl scriu de film. Pentru că eu, în urmă cu ceva ani, am studiat uh, scenaristica la Hollywood, la UCLA. Mm. Și la primul curs, profesorul a venit în sală și ne-a întrebat: Ce o să te întreb și eu pe tine acum? Și, anu yeah. și anume, de ce vorbim? Asta este întrebarea. Și ne-am dat cu toții cu părerea. Evident, toate răspunsurile erau greșite. Pe urmă am aflat și răspunsul corect, pe care nu îl spun acum, dar o să te las pe tine să vorbești despre asta. În schimb, era atât de important pentru că atunci când creăm personaje de film care trebuie să vorbească, există un dialog, este important să înțelegem de ce vorbește omul ăla. Uh -huh. Ca pe urmă să-i să și pui cuvintele în gură pe care să le spună. Așa că eu te întreb pe tine, noi oamenii, de ce vorbim? O să te surprind și o să spun că, în mare parte, mulți dintre noi vorbim ca să nu facem. <laughs> Ce interesant! Da, eu sunt omul cuvântului, dar asta nu înseamnă că nu mi-aș dori din când în când o viață fără cuvinte. Pentru că acolo unde nu ne folosim cuvintele, începem să activăm simțurile. Dacă ne uităm la orice specie din lumea asta care nu are cuvinte, Îți dai seama ce iubire poate să trăiască față de omul care are cuvântul. Mm -hmm. Te iubesc, dragă! Gata, am rezolvat situația. Nu mai trebuie să arăt. Uite de ce vorbesc. Pentru că vorbesc și mă scutesc de efort. Mm -hmm. Dar cum ar fi să nu vorbesc și să înceapă să vorbească efortul din mine? Pentru că acolo apare adevărata iubire. Apoi, în sens banal, vorbim ca să ne înțelegem. Dar... În sens extins, cu cât vorbim mai mult, cu atât nu ne înțelegem. Da, clar. Iar în relație, cu cât vorbim, ne vorbim mai mult, relație, ajungem să fim, de fapt, doi bârfitori care își sabotează singuri familia. Hmm. Pentru că, cei hmm. mai mulți dintre noi, când vorbim despre noi, da. vorbim în termen de cât fac 5 plus 5, în sensul că eu vin și îți explic. Ce faci tu și ce nu faci tu? Tu vii și îmi dai replica și mai tare, îmi dai tigaie în cap mai zdravă. Da, dacă te-a rugat să faci tu chestia, n-ai făcut-o tu. Și uite cum comunicarea noastră în cuvinte devine o comunicare în cifre și calcule, împărțiri, înmulțiri, adunări, scăderi, din care noi divorțăm, Silviu. Da. Pentru că noi. În loc să facem matematica asta pe foaie N-ar fi mai bine să ne iubim Să ne ducem în dormitor, să ne atingem Să ne iubim, să ne sărutăm, să-mi iei tu vasul din mână Să-mi îl speli, eu să-ți așa Și uite ce frumos Fără cuvinte da. ne-am arătat iubirea Da, super Super Care era răspunsul? Uh, răspunsul scenaristic <laughs> uh, Vorbind, era vorbim Pentru că vrem uh -huh. Vrem ceva uh -huh. Nu există a nu vrea Vorbești fără să vrei, ceva vrei, ori să convingi, ori să da. eviți, ori să da. dai de înțeles, ori să obții și da, a fost modul prin care ne-a indus faptul că orice personaj trebuie să vrea ceva. Absolut. Nu bună e pe asta. ecran acolo, doar că are ceva, așa zicea trebuie ea, ceva, el. Da, trebuie da, să vrea da, ceva. Da, e o idee foarte bună. Da. Da. Vreau să trec la următoarea întrebare și vreau să-mi spui tu, care este diferența dintre a vorbi și a comunica? A vorbi... Este a folosi o groază de cuvinte, care știi, Silviu, eu acum vin și îți explică ce înseamnă de fapt iubirea în cuplu, care de fapt înseamnă o înțelegere sau o neînțelegere în cuplu. Adică și vorbesc. Vorbesc, dar tu nu înțelegi nimic. N-am un mesaj aici. Da. Eu aici nu țintesc -ți un mesaj, eu aici deschid gura fără să știu de fapt ce vreau să spun. Mulți vorbim fără deci, a vorbi să știm unde. Fără mesaj? A vorbi este fără mesaj. Este. Uite, îți dau o comparație. E ca și când tu ai fi un pilot de avion, te-ai urca, ai, ai decola de la București și te-ai gândit-o așa prin nori cam pe unde să aterizezi cu toate sutele de pasageri pe care le ai în spate. Păi trebuia să știi dinainte. Păi nu trebuie să știi dinainte pista de decolare și pista de da. aterizare. Da. E uite, asta înseamnă a vorbi. A vorbi înseamnă să fii pilotul ăla care se gândește prin nori unde vrea să, decolezi, să aterizeze. Aha. A comunica. E pilotul care de când decolează de pe pista de la București știe unde vrea să aterizeze, Silviu. Da. De când deschide gura știe cum vrea să închidă gura. Ce frumos! Vai! Uite, tocmai de asta, dar tu ai pus atât de fain în cuvinte, dar tocmai de asta, atunci când mai am contradicții cu iubita mea și mai ne ducem spre o ceartă, când reușesc, îmi place să fac o pauză și să zic ce am vrut, de fapt, să zic și o iau de la capăt, pentru că am impresia că vorbim și acum suntem ca doi pistolari care tragem unul în altul fără să știm de unde am plecat și unde vrem să ajungem. Pentru că nu țintiți -ți înainte? Da, și zic, nu, nu stai un pic. Eu, de fapt, vreau să ajungem acolo. Crezi că am putea ajunge acolo? Uite, asta ar fi, să zicem, o variantă mai corectă a vorbitului când vorbim fără să știm unde vrem să ajungem. Mm -hmm. Noi pe parcursul vorbirii ăstuia aparent aiurea, ne clarificăm noi ce vrem să spunem, Silviu. Da. Știi? Da. Pentru că dacă am fi clarificat de la început, am spune de la început am mesajul spune. cheie. Da, așa este. Dar uite, asta este o variantă isteață pe care creierul în general ne-o dă. Când vedem și noi că nu știm ce vrem să spunem, până la urmă ne clarificăm și venim cu traducerea. Da. Da, da. Și atunci, una din metodele bune ca să ne ajungem la o ceartă zdravă e tradui soției ce ai vrut să-i spui. Da, da. Tradui. Că poate n-a priceput nu că e de vină ea, ci pentru că tu, cel care ai vorbit, n-ai știut să pui de la început în cele mai potrivite cuvinte. Da. Excelent. Oh, Doamne. Stai, că vine una. Acum am <laughs> că Nu, nu te împușc cu nimic. Adică, chiar sunt lucruri pe care uite ai ceva de spus. Da, nu, chiar apreci... Ah, a dat fum fără să-i zic. <laughs> Uite aici ceva sensibil. Ia să vedem. Um, tu vorbești mult despre în online, despre tonul vocii, despre, iarăși, nu știu, diferența între ton și timbru, o să mă lămurești tu. Dar am observat ceva în practica de zi cu zi. Și întrebarea sună în felul următor. Folosesc manipulatorii atenționarea cu privire la tonul vocii ca pe o formă de a devia de la subiect? Și pot să explic la ce mă refer. Da, te rog, te rog, dăm niște note explicative ca să mai înțelegi. Supărat cu ceva și îți spun, băi, deci nu mai fă chestia asta că nu mai suport. Da. Și ceea ce numesc eu în situația asta manipulatorul, zice, uh, vorbește mai încet, te rog. Uh, adică atrage atenția la tonul vocii, dar nu revine la subiect. Și a folosit lucrul ăsta ca. Uh -huh. a nu mai vorbi deloc pe subiectul ăla. Uh -huh, sub uh -huh. pretextul că eu aveam vocea ridicată. Uh -huh. Clar. Și atunci am ajuns să o traduc drept o tehnică de manipulare. Îmi, manipulează, conver îmi sabotează conversația. Vezi, Doamne, tonul e mai important decât ce ai vrut să spui. Da și nu. Aș zice că, evident, sunt manipulatori vocali. Absolut că da mm -hmm. Dar în cazul pe care tu l-ai expus Nu trebuia să fie vocea subiectul Ca să-ți devieze atenția De la subiectul în sine spre altul Puteam să mă leg de altceva Tu când vorbești cu mine te rog frumos stai jos Sau eu știu da. ce, orice alt element mm -hmm. Dar în general Tu când țipi la mine Eu nu prea mai aud cuvintele Asta e Sunt studii care arată că urechea înregistrează Înălțimea tonului Dar nu mai aude cu claritate mesajul și atunci, de ce? Pentru că dacă e ceva la care orice om de pe planeta asta reacționează, în afară de cei care din nefericire nu aud, este sunetul, Silviu. Ia imaginează-ți acum că scârție cineva o cretă pe pe tablă, cum facem toți în, în, în clasă, reacționăm, instant da. reacționăm. Ia imaginează-ți că auzi, nu știu, un foșne de nu știu ce, instant reacționezi. Sunetul ne face să reacționăm mai repede decât orice altceva. Uhum. Și atunci, țipătul este un sunet care iese din scomotul de fond. Deci el mă face mai atentă în ureche decât cuvântul pe care tu l spui în țipăt. Și aici dăm voie să cred că cel care vine și îți spune hai să vorbim liniștit, îți spune de fapt, Silviu, mă interesează foarte tare să știu ce te doare, dar spune-mi într-un fel în care să și aud. Cred că așa ar trebui să fie, dar nu sunt convins că în cazurile la care m-am referit eu că e așa, dar um, pentru că mi-ar mi plăcea să existe o revenire la subiect. Uh -huh. Pentru că dacă tot ce ai de spus după ce eu sunt supărat pe ceva lasă tonul mai jos și pe urmă vrei zahăr în ceai uh -huh. mi-arată că nu ai auzit ce am zis și că nici nu voiai să auzi. Este evident că atunci când eu întreb pe cineva ceva și el îmi subliniază un alt subiect. Un prim alt subiect. Un al doilea alt subiect. Adică schimbă vorba. Da, asta e, schimbă vorba. Asta este o fugă de subiectul cu care eu l-am prins sau l-am atacat sau da. l-am pus pe masă. Da. Este primul semnal că omul din fața mea are ceva de ascuns și are ceva de ascuns dravă. De ce face asta? Omul din fața mea va ști că tu vei readuce în discuție subiectul inițial. Da. Dar eu vin și îți mut atenția pe un alt subiect ca să fac rost de timp, Silviu. Hmm. Pentru că eu nu mă așteptam ca tu să mă prinzi cu minciuna în felul ăsta. Și atunci, mult subiectul pe stai jos când da. vorbești cu mine, sau da, de, de ce ridici tu tonul așa la mine, ca eu în creașul meu să gândesc deja o scuză potrivită pentru subiectul adevărat. Da, asta e de fapt. Da. Superb. Da. Anticipez că la următoarea întrebare este posibil să avem un punct de vedere diferit, pentru că am și eu un punct de vedere foarte clar. Și de ce anticipez asta? Pentru că îți știu cumva direcția ascultându-te în online. Dar vreau să văd ce îmi răspunzi în cazul ăsta. Cât de grave sunt cuvintele urâte? Foarte grave. Deși cuvintele urâte n-au legătură cu cel căruia îi sunt adresate, ci au legătură din nou cu ceea ce eu sunt neputincios da. În menegeria în mine Dar un cuvânt urât Aruncat cuiva în față N-are cum să fie luat altfel decât personal Câte înțelepciune îmi trebuie mie, Silviu Când tu mă jignești pe mine Eu să înțeleg că tu ești în durere și că de fapt ce ai spus tu n-are legătură cu ceea ce crezi tu despre mine. Și că imediat ce strec ție nervii, o să vii și o să-mi spui, știi, iartă-mă, am gândit-o pe asta și eu chiar să te cred. Trebuie să fiu foarte înțelept. În realitate, omul care te jignește în ceartă, în ceartă cu țipete, nu crede tot ce spune. Evident. Chiar nu crede tot chiar ce spune. Da. Problema este că el îmi aruncă niște jigniri pe masă pe care nu le va mai putea lua dintre noi niciodată în viața lui dacă e ceva urât în comunicare, păi asta e să mă jignești și noi reacționăm foarte prost pentru că suntem toți în căutare de validare pe cât suntem, cum să spun de înnebuniți să fim adorați pe atât suntem de înspăimântați să fim criticați și aș completa, pe atât suntem de înspăimântați să fim jigniți uite um am pe subiectul ăsta am un alt punct de vedere. Nu știu de ce am alt punct de vedere. Pentru că ceea ce ai spus tu totuși e, până la urmă, de bun simț. Dar nu știu de ce și de când m-am educat să nu aud cuvintele urâte și murdare, ci să aud emoția din spatele lor. Dar la propriu, adică eu chiar pot să fac asta. Mie dacă și nu o să spun niciun cuvânt urât acum pentru că stricăm vibe-ul. Spune-l! Și... Nu, 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 nu. Chiar dar nu am vorbit urât pe podcastul ăsta niciodată și nu vreau să o fac. Se mai uită și părinții mei, adică vreau să mențin așa o decență. Vă salut, bă, salut. <laughs> uh, dar le știm care sunt. Prefer da. să mă înjuri, prefer să mă faci prost, imbecil, dobitoc și orice alte cuvinte, uh -huh. pentru că eu ce aud, când tu îmi zici prost, eu aud, Silviu, mă frustrează uh -huh. raționamentul pe care îl expui în momentul ăsta. Și ți-a frustrarea. Și sunt ok cu asta. Cu eliberarea emoției, da. Dar da. Tu, ești, tu, ești, tu faci parte din înțelepția despre care eu spuneam. Ok. Uh, dar mi, mi se pare. Tu știi cât de mult te rezolvă treaba asta? De câte ori poate am fost în trafic făcut dobitoc, prost sau ceva și. Sunt ok cu asta. -am, am și uitat după 5 minute, pentru că oricum omul mi-a vorbit o emoție. E frustrat că ai grăbit undeva. Da, și de fapt, i i-a dat o mână de ajutor și l a eliberat de emoție. Da. Că tu ai fost personajul jignit ca omul să scoată <laughs> din el o da. furie pe care nu o mai ducea foarte bine. Da, iar practic, în relația de cuplu, se întâmplă în, în, în actualul, actual, în viața mea actuală, că iubita mea este un evitant. Și evitantul nu vorbește când e conflict, evită uh -huh. conflictul. Și mi-e atât de greu, pentru, chiar îi spun, prefer să mă înjuri decât să ieși pe ușă. Pentru că în jurătura, I know how to handle it. Eu știu ce simți. Când tu îmi spui ceva urât, eu știu ce simți și știu cum să mă comport. Uh -huh. Și știu să rezolv acel lucru dar când ai întors capul în cealaltă parte, ai te dus în cealaltă cameră, sunt pierdut total că mi-ai luat comunicarea Păi da, pentru că eu eu iubesc pe iubita ta, așa cum o tu. Da. pentru că ea vrea să-i arăți ea, ea, ea nu vrea conflict nu vrea ea asta îți spune de fapt, mm -hmm. eu, eu nu fac față în conflicte eu știu doar să iubesc eu nu știu să mă cert mm -hmm. și atunci, când într-o ceartă unul dintre ei dispare, tace, pleacă de acasă, pleacă într-o altă cameră. Omul ăla este superb, nu vrea să spună decât omul înțelege, eu nu pot să mă cert, eu nu știu să mă cert, te iubesc prea tare să fac asta. Da. Și atunci, ce trebuie să facem cu un astfel de om? Să mergem după el, să-l luăm în brațe, să nu mai spunem nimic, dar nimic, sigur. Da, A, știu. Mi-a arătat practica da. <laughs> că asta e soluția, știu. Da. Până la urmă am înțeles, dar. dar tu vrei cuvinte? Dar mi e mult mai ușor cu cuvinte, oricât de urâte ar fi. Mult mai ușor. Eu spun așa că dragostea nu are cum să fie exprimată în cuvinte urâte. Oricum mai dau, da. da. câte emoții ai citit în spatele cuvintelor urâte, dragostea este despre frumos. Dragostea este despre. De plin. Dragostea este despre rai. Cum aș putea să vorbesc despre un rai în cuvinte de iad? Mm -hmm. Ce emoție aș putea citi bună în spatele unui iad? Da. Și atunci, da. pentru mine, cuvântul are doar forma frumoasă. În da. momentul în care cuvântul se duce în forma urâtă, iartă-mă, Silviu, mm -hmm. acolo risc să-mi risc relațiile mele. Mm -hmm. Oricâtă emoție ar avea el. Eu nu cred în emoțiile bune din spatele cuvintelor rele. No. Dăm voie să spun că nu cred. Pentru că e aici un contrast. Cum aș putea eu să am o emoție bună exprimată într-o formă rea? Da. O emoție okay. bună are întotdeauna o exprimare bună. O emoție rea are întotdeauna o exprimare rea. Da. Oh, ok. Uh, I'll take it. Uite, aș vrea să te întreb că tot vorbim de certuri. Cum ar trebui să se încheie o ceartă? Hmm. Cum ar trebui să se încheie o ceartă? Cu un sărut. O să vrei să spun ceva deosebit? Iubirea este simplă. Orice ceartă trebuie să se încheie cu o iubire simplă. Acolo îți testezi iubirea. Cu cât e mai simplă, cu atât e mai iubire. Mm -hmm. Poate să fie un sărut, poate să fie o îmbrățișare, poate să fie uh, o masă împreună, poate să fie hohote de râs după o ceartă aprigă. Poate să fie orice exprimă dragoste. Poate să fie, hai să vedem un film. Da. Dar să-l vedem așa îmbrățișați cumva. Poate să fie chiar o promisiune. Hai să nu, hai să nu ne mai tulburăm iubirea cu prostii de astea. Uite, din nou fac apel la... Mi-am duc aminte în relația trecut atât de, de, mult de fost soție că o să pară că e prezentă, dar nu ne-am mai văzut de 10 ani. Um, dar ne învățasem să încheiem prin a spune ce am învățat. ce mm -hmm. Ți-am zis că a fost inteligent. Și era de... Este. Pentru că odată ce ai învățat ceva, nu te mai întorceai. Adică nu mai puteai să faci aceeași greșeală, că ai învățat. Corect. <laughs> Știi? Da. Și chiar treceam o etapă. Da. Următoarea întrebare pe care o am vine din practică, pentru că la un moment dat am făcut terapie și pentru că sunt actiat după comunicare, terapeuta mi-a spus ceva ce nu accept că poate un terapeut să-mi spună, decât dacă tu zici că a spus bine. Da, n-aș vrea să evaluez terapeuții, dar nu, hai să nu, vedem nu, nu, spus spun și eu o părere de comunicator. Da, nu, va fi pe subiectul comunicării. Ea mi-a zis așa la un moment dat, Silviu, mai termină că prea vrei multă comunicare. Și întrebarea pe care o am pentru tine, Teodora, există prea multă comunicare? Foarte bună întrebare. Tot ce este prea mult, poate să fie prea mult, adică da? poate să fie o problemă. Uite, de exemplu, sunt oamenii care comunică foarte mult, cu oamenii de care nu mai scap la telefon. Mm -hmm. Da? Mama, poate să fie mama, de exemplu, poate să fie tata și știi că dacă o sun pe mama sau pe tata, frate, trebuie să-ți iei o oră, că nu mai scap <sum> de ea de la telefon, că îți comunică și îți spune și taca, taca, taca. taca, taca, taca și mai zi... Dar eu aia numesc vorbit în comunicare. Bun, vorbit. În cazul acela, și mă întorc la comunicare, în cazul acela e clar că mama mea nu e dispusă să vorbească mult. De fapt, mama mea îmi transmite un, un mesaj foarte subtil. Iubita mea, fică, eu sunt foarte singură. Și vreau să vorbesc cu tine în continuu și în continuu și nu-ți dau voie să pleci din telefon pentru că eu mă simt foarte singură. Iar eu acum mă leg prin cuvinte de tine, căci dacă nu mă leg prin cuvinte de tine, tu vei închide telefonul și eu iarăși voi rămâne singură. Da. Așa este, înțeleg. Și acum e vorbă, un, un mod de a defini cuvintele. Dar pentru mine asta este a vorbi, când un om are ceva de spus, spune, 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 asta e vorba. Pentru mine comunicarea este ca un joc de tenis, uh -huh. în care îți dau mingea, acum tu mi-o dai înapoi, eu ți-o dau înapoi poate într-un colț de teren de unde un pic te întinzi să iei argumentul de unde ți l-am întins, de unde ți l-am dat eu și ți-e un pic greu. Și la un moment dat poate chiar pierzi mingea sau chiar o pierd eu și îmi asum că da, de data asta argumentul tău a fost mai bun și aici încheiem și e de comun acord că... Uh -huh. Uh, îți, îți înțeleg punctul de vedere, câștigat 1-0. Uh, dar pentru mine, comunicarea este un schimb ca într-un meci de tenis. Eu sunt de acord, dacă noi tot timpul comunicăm și comunicăm, când mai facem, Silviu? <laughs> când mai facem? Și apoi mai spun ceva. Dacă eu tot timpul comunic cu tine, și tu cu mine cine mai ascultă, Silviu? Comunicarea înseamnă mult mai mult decât cuvântul. Uh -huh. De pildă. Cei mai buni comunicatori, oamenii pe care îi recomand ca partener de viață, mă întreabă multă lume, cum îl recunosc pe viitorul meu partener de viață, pe care ar trebui să-l da. iau în seamă ca da. soț al meu. Da. Și eu spun, întotdeauna, soțul pe care trebuie să îl iei din, din tot ce întâlnești, este cel mai bun comunicator. Iar când spun cel mai bun comunicator, nu spun ce ai spus tu înainte, ci spun... Nu ăla pe care, care are cuvintele la el, care îți povestește de dimineața până seara. Cel mai bun comunicator este cel care știe să asculte Aici cel mai eram bine. Eram convins, da. Evident. Cu cât tace mai mult un bărbat atunci când eu vorbesc hmm. și mă ascultă, dar nu mă ascultă așa cum mă ascultă hmm. unii și spun, da, iubita, da, iubita, da, iubita, da. Dacă îi întreb ce am spus anterior, nu-și mai aduc aminte. Nu, mă ascultă activ. Și în momentul în care intervine, e chiar intervine mm -hmm. cu, cu un sfat prețios. Asta înseamnă, Silviu, dovada pură că omul ăla este interesat de mine și asta este dovada pură că omul acela are capacitatea să asculte. Deci nu se trăiește pe sine, da. ci îl trăiește pe celălalt mai mult decât pe sine. Da. Eu așa văd comunicarea. Comunicarea o văd și în cuvinte, și în pauze, și în ascultare. Și, și da, mai dau și câte o minge, dar nu comunicare, tac, 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 în continuu, pentru că acolo trecem de la comunicare la vorbit. Da. Și este altă poveste. Este altă poveste. Ok. Accept. <laughs> Dragul de el, acceptă <laughs> Următoarea întrebare a venit dintr-o părere personală și ești primul prim om pe care îl întreb lucrul ăsta, deși părerea o am de zeci de ani. Părerea este că... Deșteptăciunea unui om se reflectă în abilitatea lui de a vorbi. Uh -huh. Tocmai de aceea anumiți oameni extrem de populari, eu nu-i consider deștept și dau și exemple. Pentru mine Elon Musk nu este un om deștept pentru că nu știe să vorbească, se gângure, se bâlbește, vorbește cu cuvinte simple. Richard Branson, bilioner și el, nu-l consider un om deștept că nu știe să vorbească. Așa văd eu lumea și vreau să te întreb pe tine, este abilitatea de a vorbi o reflexie a deșteptăciunii? Într-o oarecare măsură, nu aș tranșa că oricine nu poate vorbi este automat mai puțin inteligent decât unul care poate vorbi. Am întâlnit de-a lungul vremii oameni care vorbeau fascinant, dar care în birou, în back office, nu erau în stare să facă rapid niște conexiuni sau legături între lucruri. Inteligența, în opinia mea, este în primul rând conexiunea între mai multe sfere și conexiunea rapidă pe care unii și alții reușesc să o facă în mintea lor. Faptul că ei nu pot pune tot timpul conexiunea în cuvinte, asta nu înseamnă decât că le lipsește, să zicem, săgeata finală. Dar nu aș da cu pumnul sau n-aș da verdictul că un om care nu știe să se comunice pe sine. Nu este neapărat inteligent. Da. Sunt foarte mulți oameni inteligenți care nu au această abilitate, și sunt foarte mulți oameni care sunt mai puțin inteligenți și care ne păcălesc ar fi, pentru că au această abilitate. Hmm. Okay. Uite, îți mai spun ceva dacă cronometrul ăsta da. zice că mai am timp. Da. Tehnici. De pentru noi, un, un vorbitor deștept este un vorbitor care este coerent. Așa înțelege da. creierul nostru. Exact, fact. la asta mă refer. Și mai departe decât atât, coerența în percepție publică înseamnă că eu nu-mi caut mult cuvintele, nu mă ridic cu ochii prin cer căutându-le. Coerența înseamnă că toate cuvintele ies lind din gura mea, fără niciun efort, fără nicio străduință. Of, ce coerență, ce inteligență! Greșit! Mm. Eu aici pot să te păcălesc. Eu aici pot să am o tehnică fantastică de coerență, în care am învățat să pun niște pauze deștepte între ideile pe care le spun, în care gândesc cap de ce vreau să spun în continuare și doar le cuvintele între ele și îți dau senzația de coerență de plină, așa cum fac eu acum. Pentru că oamenii care vorbesc cu cuvintele cam dezlegate între ele par retard, dar oamenii care vorbesc cu cuvintele legate între ele par inteligența de plină. Însă eu vin și spun... Dar poate chiar sunt. Eu vin și spun... Nu-i neapărat așa, nici retard, nici inteligent. Ce e pur și simplu tehnică. Tehnica legării cuvintelor între ele poate să fie o tehnică sau poate să fie o expresie a inteligenței. Sunt de acord. Dar n-aș judeca după felul în care vorbește un om cât de deștept sau cât de puțin deștept este. Aș judeca după consistența cuvintelor. Aici sunt de acord. Adică, dacă eu vin și spun o idee simplă, înseamnă că sunt inteligentă. Dacă vin să spun o idee simplistă, nu neapărat sunt inteligență. Multă lume confundă simplu cu simplist În opinia mea să fii simplu Înseamnă să fii de o inteligență rară Adică să poți da. explica niște concepte da. grele de tot Într-un mod în care și un copil de clasa 4 ar înțelege Asta înseamnă da. pentru mine simplu da. Simplist înseamnă să iau un concept dificil Și să-l spun niște cuvinte care nu prea se leagă între ele Care au o sărăcie în cuvânt Asta înseamnă simplist sărăcie în vocabular și în cuvânt. Vreau să spun o întrebare, pentru că e. nu știu dacă e adevărată sau nu, dar cred că tu știi răspunsul. E adevărat că femeia are nevoie de 50.000 de cuvinte pe zi? Femeia folosește de cel puțin 3-4 ori mai multe cuvinte da. pe zi decât bărbatul. Sunt tot soiul de calcule, nici nu știi în care să crezi. Sunt calcule care spun că bărbații au nevoie de circa 2000 de cuvinte pe zi mm. și calcule care spun că femeile au nevoie de 10.000 de cuvinte pe zi. Nu știu să spun care este adevărul, dar știu sigur că femeile au nevoie de mai, de mai multe. multe cuvinte. Asta este clar și nu e mm -hmm. nimic rău în asta, Silviu. <laughs> mm -hmm. Nu, nu e rău. Da. Aș vrea să-ți mai pun câteva întrebări legate de bărbați, femei. Mm -hmm. uh, sper să nu ți se pară ostentative. Uite că s-a terminat abia cum așa. Dar tu crezi că bărbații vor femei deștepte? Cred că la început vor femei deștepte, după ah. care încep să aibă probleme cu inteligența femeilor. Bărbații vor femei deștepte, dar vor totuși un control bărbătesc asupra acestor femei deștepte. Dacă aceste femei sunt atât de deștepte încât ei se simt un pic frustrați în bărbăția lor, acolo poate fi o problemă. Bărbatul caută să fie conducătorul de familie în mod clasic, chiar dacă vremurile au avansat foarte mult, undeva raporturile astea bărbatul încearcă să le mențină. El este bărbatul, ea este femeia. Adică el conduce mai mult decât o face ea. Dacă apare o femeie atât de inteligentă încât el se pierde în toată povestea asta și pierde, să zicem, abilitatea de conducător, pentru că E prea greu de concurat cu ea, e posibil să apară o mică frustrare. Sau e posibil ca el să se împingă pe el de la spate, să-i facă față tot timpul. Și bine ar fi să fie asta, varianta. Mm -hmm. Pentru că asta înseamnă că noi, în iubirea noastră, ne creștem unul pe altul. Da. Pentru că și invers se întâmplă: să fie un bărbat mai deștept decât femeia în cuplu și el să o crească pe ea, sau invers, ea să-l crească pe el. Cu precizarea că ambii trebuie să-și dorească. Da. Iar dacă nu-și vor dori, va fi o problemă, Silviu. Mm -hmm. Pentru că dacă cel mai inteligent din cuplu va tot crește și va tot crește, iar celălalt va rămâne pe loc, undeva cel inteligent nu se va mai regăsi în această poveste. Pentru că, apropo de comunicare, nivelurile în care se poartă comunicarea sunt deja de pe poziții complet diferite. Da. Și atunci, să nu ne lenevim în căsnicie. Și să încercăm tot timpul să fim aproape în aceeași valoare, și unul și celălalt. Ca nu, cumva, să săpăm între noi o groapă atât de mare pe care să nu mai reușim să o umplem vreodată. Mm -hmm. Și sub influența a ceea ce deja mi-ai spus, vreau să spun următoarea întrebare. Crezi că submisivitatea este o trăsătură feminină? Ar trebui să fie. Da. Ar trebui să fie o trăsătură feminină, dar. Aici nu știu cât de mult mă pricep, însă, din punctul meu de vedere, da, ar trebui să fie o trăsătură feminină, deși uh, aflu că este și o trăsătură masculină. Acum, depinde cum, cum vezi lucrurile. Însă, da, femeia trebuie să se simtă femeie tot timpul. Și cred că, în ziua de astăzi, femeile nu se simt bine că au intrat destul de mult, au mușcat destul de mult din rolul de bărbat. Explic. Foarte multe dintre femei astăzi nu mai sunt doar casnice, ci sunt chiar conducători de echipe, sunt conducători de companii, sunt femei care reușesc în business, sunt femei care câștigă mai mult decât propriilor soți. Asta înseamnă deja energie masculină, Silviu. De când mă trezesc dimineața și până plec pe ușă și mă întorc, eu sunt în energie masculină că nu am cum să fiu altfel. Și atunci întrebarea este eu unde mă mai simt femeie? Și poate caut în această zonă să mă simt femeie. Da. Pentru că femeia are nevoie să fie femeie până la urmă, indiferent cât energie masculină acumulează în noul ei context de viață. Eu nu cred că femeile sunt fericite cu energia masculină pe care încep să o câștige. Sincer nu cred. Pentru că undeva e inima aia de femeie, aia sensibilă, aia plăpând, aia pui sfrijit, care nu se pricepe la multe. Și avem nevoie din când în când să ne mai simțim și slabe. Știi, slabe nu fizic, ci slabe, pentru că este semnul nostru de feminitate. Da, ce frumos. Cred, nu știu. Da, foarte frumos. Și eu cred la fel ca tine. Te întreb despre bărbați în felul următor. James Bond sau Christian Grey? James Bond. Deci prefer să-i bată pe alții, nu pe tine. Mă rog, tragi tu concluzia. Eu doar ți-am răspuns. Da, frumos. Aș alege la fel la ca și femeie. Deștept sau bogat? Deștept. Ha, big ha. Dacă ești deștept, a, aici îți dai, dai seama câte șanse are să facă bani dacă e deștept. Păi evident! Da, da, da. da. Nu, dar gândește-te cum ar arăta o cina mea cu un tip bogat, dar mai puțin deștept. Ar trebui să sun o groază de prietene. Zău, ar fi foarte, foarte trist. Trebuie să plec. Da, trebuie să plec. Deci, nu, nu merge. Și atunci, cina mea cu deșteptul, mm -hmm. care poate să fie și pe capota mașinii. Și poate să fie și parizerul ăla vechi mm -hmm. Păi dar în timp ce îl mâncăm Și mai punem niște muștar Schimbăm niște vorbe, Silviu Care ghiște, ne plasează De zici că suntem într-un hotel de 5 stele Și noi suntem da. pe caputa mașinii Știu ce spui, da Inteligența nu are, cum să spun, nu poate fi Nu are stele, n -are, n -are. Da. nu poate fi măsurată Da, da. extraordinar hey, Hai mai zim tu ceva Despre relații yeah. Și anume, cum construim încrederea într-o relație. Având grijă să nu ne rănim unii pe alții. Dacă îmi spun să nu ne rănim, Silviu, nu spun să ne dăm cu tigaia în cap, ci spun să nu ne rănim de la cel mai mic lucru la cel mai mare. Eu cred că un om care astăzi în relație, nu știu, îți spune că ajung la șapte acasă și ajunge la nouă. Da, rănește. Rănește. Da. Dacă n-a dat un telefon între timp să anunțe că ajunge la nouă, clar că rănește. Un soț care îți promite că te duce în weekendul ăsta la film și apoi alege să meargă cu băieții, cu băieții da. la bere, rănește. Da. Și uite cum la început, astea sunt chestii mici. Dar în timp se strâng atât de multe încât rana mea de soție mm. devine atât de mare încât, Silviu, nici măcar nu știu să-ți o explic. Când vin și spun vreau să divorțăm, și tu mă întrebi de ce, Spun doar, nici nu știu să spun, mm -hmm. dar simt că nu mai pot. Pentru că, de fapt, atât de multe ori ai reușit să mă rănești de la mic la mare, încât acolo e doar o durere. Atât știu să ți mai spun. Da, e un pic periculos, parcă ce spui tu, pentru că, dacă grija mea este să nu ne rănim unul pe altul și, evident, am și grija asta să nu rănesc, dar totuși, după 10 ani de căsătorie, să spunem. Mm -hmm. E imposibil să nu fi cumulat niște răni. Asta spun că dacă noi am fi atenți să nu ne rănim unul pe celălalt, atunci am câștiga încrederea de plină. Pentru mine, încrederea în cuplu este aia în care, dacă mă las pe spate, celălalt mă prinde. Mă prinde. Dar dacă omul ăsta mi-a demonstrat de-a lungul timpului că nu numai că nu mă prinde, dar el se duce la bere cu băieții când eu am mai mare nevoie de el, eu acolo ce încredere pot să am. Știi? Încrederea se câștigă din lucruri mici, dar repetate. Cu cât multiplicăm lucrurile astea mici, faptele astea bune, dovezile astea mici de dragoste și le facem tot mai dese și tot mai dese și le multiplicăm, acolo se face o încredere mare. Hmm. Acolo ești în stare când îți spune el aruncă-te iubito că te prind, să da. te arunci de la etajul 3, fără să-ți mai faci vreo grijă că el nu te-ar prinde. Sigur este o metaforă, să nu încerce nimeni da. acasă. Da da. Dar eu asta cred că e bine să avem grijă să nu ne rănim unul pe celălalt, okay. pentru că acolo ne distrugem încrederea. Da. Și iubirea. E un răspuns foarte frumos. Întrebarea este următoarea. Și eu o să te rog să îmi pui în ordine descrescătoare următoarele caracteristici ale unui bărbat. Frumos, deștept, bogat sau celebru? În ordine descrescătoare. Frumos, deștept, bogat? Sau celebru. Deștept? pe primul rând, ok. Da. Frumos. Ok. Bogat. Și abia pe urmă celebru. Celebru. Bun, și de ce întreb asta? Și um, noi bărbații când vorbim între noi... Și am vorbit cu bărbați celebri și cumva am văzut și eu atunci când am gustat un pic de celebritate la un moment dat într-un reality show. La viața mea am fost și bogat, trec peste asta cu estetic, ok, că n-am ce să zic, dar celebritatea aduce cel mai mult. Aduce cel mai bărbat, mult ce? Ca bărbat, succes la femei. Zici? Așa vorbim noi între noi, cei care sunt celebri, nu eu, mă rog, cei care sunt celebri, am auzit vorbind despre asta. Celebritatea este atractivă într-o primă fază, mm -hmm. iar oamenii se păcălesc când se îndrăgostesc de oameni celebri. Mm. Pentru că se îndrăgostesc de imaginea lor proiectată în public. Da. Cei mai mulți dintre cei celebri nu-și proiectează adevărata imagine în public și această imagine nu prea seamănă cu cea de acasă. Și ce să vezi? Eu mă îndrăgostesc de un om celebru pentru că îmi place cum apare în reflectoare, pentru că este de vis. Mm -hmm. Și ajung cu el acasă și în fiecare zi constat tot mai mult că nu e omul ăla. De care eu m-am îndrăgostit, omul ăla de pe scenă, omul ăla din reflectoare. Mm -hmm. Și aici apare dezamăgirea supremă. De aceea eu cred că celebritatea este periculoasă. Apoi, celebritatea este un mare dușman al familiei. Pentru că vrei-nu vrei când ești celebru, ești asaltat. Da. Vrei-nu vrei când ești celebru, toată lumea vrea să vină să te atingă, să te cunoască și atunci tu cât să reziști. Tu, cel celebru, mm -hmm. pentru că ai o groază de ispite în jurul tău, și la un moment dat e posibil, dacă acasă ceva nu merge bine, dau un exemplu, mm -hmm. nu merge bine azi, nu merge bine mâine, bine mâine, la câte ispite vin în jurul tău, să calci strâmb. Deci, găsesc în celebritate chiar și un mic dușman sau o vulnerabilitate mm -hmm. a cuplului. Mm -hmm. Da, este. Ok. Um, Teodora, îți mulțumesc enorm, enorm, enorm. Ești un om atât de cald. Mulțumesc. Uh, eu abia te-am cunoscut astăzi, dar. Uh... Aș vrea să te cunoască toată lumea. Mă bucur. Ești un om atât de cald și a fost așa o bucurie să te aud. M-am pierdut în discuția cu tine astăzi. Nu te-ai pierdut deloc. Nu, m-am pierdut în sensul că am pierdut noțiunea timpului și a spațiului. M-am pierdut în sensul bun al cuvântului. Da, da, da. Și încă o dată îți mulțumesc că ai acceptat invitația și că ești un om atât de deschis și că ești un om care oferă atât de mult. Vreau să zic și eu ceva. Să știi că, în general, moderatorul este cel care scoate ce este mai bun din invitat. Asta este o regulă pe care am învățat-o în școala de jurnalism și când am auzit-o prima oară am zis, ei, pe naiba, dacă invitatul e bun, e bun, nu trebuie să fiu eu cine știe ce moderator. Dar realitatea mea din, din televiziune mi-a arătat că așa este. Dacă moderatorul nu știe cum să ghideze discuția, e posibil ca mare parte din aurul din invitat să nu fie scos la lumină. Ceea ce voiam să spun pe scurt, dar iarăși am spus pe lung, dar ție-ți place când vorbim foarte mult. Bine, acum vorbim, ție-ți place să comunicăm. Așa. Așa. Este că mi-a plăcut foarte mult discuția și sper că am adus în, în evidență niște lucruri care pot folosi și altora. Mulțumesc foarte mult și apreciez. Cu mare drag. Okay.